Ce mai gătim bun azi? Eu vă propun o tocană de cartofi cu cârnați. Ușor de preparat, bună în orice anotimp și perfectă pentru toată familia. Hai să ne apucăm de treabă. Tăiem în bucățele mai mici atât cârnatul cât și legumele. Folosim 400 de grame de cârnați, 2 cepe mai mici, un ardei capia, un morcov și 1 kg de cartofi roșii. Încingem o cratiță în care punem o lingură generoasă cu untură de porc sau cu ulei. Rumenim cârnații pe care apoi îi eliminăm din vas. Adăugăm apoi ceapa, morcovul și ardeiul pe care le călim timp de vreo 5-6 minute. Adăugăm apoi și cartofii, sare și completăm cu apă și lăsăm să fiarbă cu capac timp de vreo 15 minute. După ce cartofii sunt aproape fierți, completăm și cu 300 de grame de suc de roșii, condimentăm cu piper, cu cimbru, cu boia afumată și cu fulgi de chili. După ce mai fierb împreună vreo 10 minute, adăugăm și vreo 4-5 căței de usturoi și punem înapoi în cratiță și cârnații rumeniți. Îi mai lăsăm să mai dea câteva clocote împreună, iar apoi adăugăm și mărar proaspăt tocat. Pregătim și câteva murături reci sau o salată de varză cu multoțet și nu mai trebuie decât să chemăm pe toată lumea la masă. Iar dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de urmărire. Te aștept și mâine la o nouă rețetă delicioasă!